Dragi prieteni, eu sunt Cătălin, iar astăzi vom continua cu episodul 2 din seria noastră de Farming Simulator 15. Am lăsat tractorul parcat aici pentru că am vândut tot ce am avut în silos. M-am vândut fără să filmez pentru că era foarte, foarte plictisitor să vând chiar tot ce aveam. Vom merge cu acest tractor la magazin pentru că avem ceva de ridicat de la magazin. Ups, am coborât din greșeală din tractor. Bun, mergem la magazin ca să vă arăt și vouă ce am cumpărat și vom avea foarte mare nevoie. De fapt, nu mergem la magazin. L-am gândit, facem altcumva. Am alte planuri. Se mai întâmplă și chestii de genul și la case mai mari, să ne răzgândim pe ultima sută de metri, dar nu e nicio problemă. Facem altceva acum. Vom lua acest cultivator și vom discui pământul înainte de a fi semănat pentru a putea face puțină producție. Îl vom pune pe 14 pentru că e puțin mai mic. Vom începe din colțul acesta. Bun, ne vom încadra cât de cât ok și vom da un hash. Bun. De fapt, da, dacă am observat bine, se pare că am observat bine. Acest pământ trebuie doar semănat, nu mai trebuie distrug absolut deloc. Bun, îl punem pe 19 atunci, 19 trebuie distrug. Bun, vom da un hash aici. Și într-adevăr, aici da, se distruiește foarte bine. Sărim rapid în următorul tractor. Și în această semănătoare. Este mică, dar o vom pune la lucru pe terenul 14. Nu uitați, dacă doriți să jucăm împreună, mă puteți adăuga la prieteni pe Steam sau pur și simplu când vedeți serverul deschis, puteți să vă conectați, accept pe oricine. Bun, aici vom da un hash pentru a fi treaba cât mai ok. Se descurcă foarte bine. Coborăm jos. Iar acum vom face următoarea chestie. Vom cumpăra de la moduri pentru că vom avea mare nevoie de bărbița, dacă știți, barbă neagră. S-a făcut tractorul personalizat. Mie îmi place foarte mult tractorașul acesta. Îl vom cumpăra fără nici un regret. Avem mare nevoie de bărbiță. Bun. Haideți să sărim în bărbiță. Ups, și am sărit în bărbiță. Avem aici un bărbiță foarte frumos, murdar. Avem și un fermier, este vorba de barbă neagră. Mihai, ai făcut o treabă bună. Acest tractor este foarte, foarte bun. Îmi place foarte mult. Este foarte mobil. Îmi place foarte mult acest tractor și, da, vedeți bine, am cumpărat și această semănătoare. Vom avea mare nevoie de această semănătoare pentru că nu va mai trebui să distruim pământul. Bun, o deschidem și coborăm jos. Uitați-vă și dumneavoastră cât de mare e față de cea pe care o avem acum în bază. Este imensă. Și are și discul în față, după cum puteți vedea aceste cercuri, sunt discurile și în spate este semănătoarea. Deci nu va mai trebui să distruim și pe urmă să semănăm, vom semăna direct. Ducem le tractoraș în bază, ups, am întors cu el. Ducem tractorașul în bază, pentru că acolo avem nevoie de el.
de mare e această semănătoare. Iar acest tractor este absolut impecabil, nu simte absolut deloc această greutate. Acest tractor este foarte bun la forestry, nu vă lasă la greu în pădure, urcă absolut oriunde, dar are probleme deloc. Chiar dacă îl pui pe munte să urce în sus, urcă fără niciun refuz. Bun, haideți să umplem această semănătoare, dacă tot am ajuns până aici. Și să semănăm și cu această semănătoare, pentru a semăna mult mai rapid. Vom face două lucruri deodată. Vom semăna cu două semănători. Barbă neagră. Este inscripționat, are și un B în față, de la bărbiță, X3. Motorul toarce foarte frumos, ca o pisică. Dar nu prea îmi place pentru că este cu volanta dreapta. Era mai frumos dacă era volanul normal pe partea stângă. Dar e ok și așa. Bun. Aici am pus acel tractor să semene. Aici este discul de care nu mai avem nevoie. Îl vom lăsa să ajungă în capăt, dar nu mai avem nevoie pentru că avem această semănătoare și nu mai trebuie discuit. Acest disc îl vom duce la magazin și îl vom vinde, pentru că este nefolositor, la fel și semănătoarea cea mică, nu avem nevoie de ea. Bun, parcăm tractorul, lăsăm motorul pornit pentru că ne urcăm imediat în el. Vom deschide această semănătoare, o vom încadra cât mai perfect. Pentru a nu omite marginile. Da, ceva de genul, perfect, mai mult ca perfect. Pe acest teren vom semăna orz și îi vom da bătaie, semăna. Sărim în tractorașul nostru și vom vinde acest disc pentru că este nefolositor, nu avem ce să facem cu el. Îl vom duce la magazin. Toată viteza înainte, 31 de km la oră. Eu personal, ce pot să vă zic, este că nu regret deloc că l-am achiziționat pe bărbiță. Este și mult prea ieftin și mult prea folositor. Dacă v-a plăcut episodul care l-a fost data trecută, dați un subscribe pentru a fi la curent cu episoadele pe care eu le postez. Postez zilnic câte un episod din Farming Simulator 2015. Mai postez și alte jocuri. După cum veți vedea în continuare pe acest canal, dacă veți fi alături de mine pe acest canal, deci vedea că voi posta și alte jocuri, nu doar Farming Simulator. Bun, dăm drumul acestui disc. Îl vindem, 4920, sigur, îl vindem, este nefolositor. Mergem în bază. Mergem în bază cu acest tractor.
tocmai citeam comentariul unui abonat. Am și eu un abonat deja, s-a abonat cineva la canal și mă întreabă cum sunt pe Facebook. Dacă vrei să jucăm împreună, am zis și mai devreme, să mă cauți pe Steve sau să-mi dai un mesaj privat pe YouTube și îți voi da adresa mea dacă vrei să jucăm împreună. Deci, dacă vei vedea acest episod, voi avea o cerere de prietenie nouă. Sper să te accept, pentru că nu te accept pe oricine, dar te voi accepta. Îți garantez acest lucru, doar să-mi dai cerere. Bun, ajungem cu acest tractor în ograda noastră. Îl voi lăsa momentan, uite aici. Oprim motorul, sărim în... Bun, a făcut aproximativ jumătate, dacă nu chiar jumătate. Bărbiță se mișcă de minune. Bărbiță nu are absolut nicio problemă la semănat. Treaba este foarte bună, nu știu ce să mai facem în acest timp. Haideți, dați-mi idei ce să fac în tot acest timp. Avem 22.000, să ne uităm puțin prin magazin ce am putea cumpăra cu 22.000. Un tractor cu front loader, nu am putea cumpăra, cel mai ieftin este acesta, 64.000. Da. Acestea de la final 98 care suportă front loader și cam atât. Front loader nu mai avem. Am putea, ce să facem, să în doliu este 9000, să luăm o drujbă cu 1000, dar ne trebuie un tractor neapărat. 17000. Avem și câteva moduri la forestry, câteva camioane, 26.000 cu remorca, 11.000. Această Scorpie, ca să zic așa, rusească, care este ceva mai ieftină, 86.000, vă scuzați, 86.000. În cel mai scurt timp posibil vom lua acest camion, pentru că este de belea. Avem bani de el să-l luăm, dar nu-l vom lua momentan, pentru că nu avem suficient bani să luăm un tractor cu front loader ca să încărcăm aceste lemne. Dacă nu le putem încărca, nu ne ajută cu absolut nimic. Da, se pare că momentan nu avem ce să facem, dar eu tot găsesc ceva de lucrat, pentru că nu pot să vă las așa doar să stăm să ne uităm. Vom lua acest tractor. Vom lua această remorcuță și vom face câteva drumuri. Eu am vândut absolut tot ce aveam în siloz, cu excepția ce vedeți voi acolo, exact, cartofi și sfeclă. Haideți, oameni buni, să vindem și cartofi și sfecla, pentru că avem nevoie de bani. Ne încadrăm și noi și va porni în scurt timp. Da, uitați-vă, a pornit, se încarcă. Da, dar ar fi frumos dacă s-ar umple plin, dar nu se va umple, normal. Bun, haideți să dăm bătaie. Să vindem. Am încărcat sfecla. Și sfecla se vinde cu 317 la compania de transport, 374 la depozitul de legume și 317 la stația de mărfuri. Deci 374 la depozit de legume. Bun, depozitul de legume mă scuzați, sunt puțin bolnav. Depozitul de legume este în partea stângă a hărții.
chiar lângă terenul 33. Vom merge să vindem. Da. Să-i dăm drumul, să vindem această sfeclă. Până termină și tractoarele de semănat, noi vindem. Mergem cu toată viteza înainte. Haideți să... Mamă, ce s-a murdărit aici, sunt doar urme de pași de la bocanci, cred că are bocanci acest muncitor. Mamă, ce s-a murdărit. Haideți să punem relata pe remorcă, pentru că așa este mai frumos. Și să dăm drumul. Aici facem dreapta, dacă mă duc bine aminte traseul, facem dreapta, mergem tot înainte, facem din nou dreapta, nu aici, aici din câte știu se aduce lemne, văd acum câteva lemne, probabil se vând lemne, nu, nu este acesta drumul, aici, la acest ventilatoriu, facem dreapta. Vedem dacă suntem pe drumul cel bun. Da, suntem pe drumul cel bun. Iar acum mergem tot înainte. Păcat că avem o viteză foarte mică, 31 de km pe oră. Da, este ok. Mergem înainte. Stecla. Vă place stecla? Mie nu-mi place stecla. Nici măcar nu știu cu ce se mănâncă, cum se mănâncă. Habar nu am, nu-mi place stecla. Dar în schimb, când vom duce cartofii, acolo pot să zic că cartofii sunt pe locul 1. Este felul meu preferat. Ne vom cumpăra și câteva oi pe parcurs, dar nu acum, când vom sta mai bine cu bugetul. Vreau neapărat să cumpăr acel camion care vi l-am arătat pentru lemne. Să facem puțin forestry. Da, mergem pe aici. Am vrut să fac dreapta, prima ieșire, dar s-a putea să fac a doua. Acum mergem tot înainte. Cu toată viteza înainte. Cineva tocmai îmi scrie pe Facebook. M-a mai întrebat cineva când postez. Da, postez astăzi. Probabil astăzi voi posta și eu un episod din Spinters. Dacă ați urmărit și episodul din Spinters, am fost încărcat cu un camion de lemne. Am ajuns la destinație cu bine. Am încărcat camionul. Stați puțin, dar aici trebuie să vând. What? Aici văd lemne. Ups. Ups. Am făcut o greșeală mai mare ca mine. Am venit la depozitul de lemne în loc de legume. Legumele, acum observ și-o pe hartă, sunt în stânga terenului 8. Mamă.
va trebui să mai fac un drum în plus. Cât de simplu era să o iau doar pe drumul de sus, pe lângă terenul nou, și să fac stânga în jos și eram acolo. Acum, practic, a trebuit să înconjur toată harta. Da. Se mai întâmplă și la casele mai mari, nu am fost atent la ce scria. Am văzut L, am crezut că e legume, de fapt era lemne. Îmi pare foarte rău că m-am adus până aici degeaba. Chiar îmi pare foarte rău, dar nu am ce să facem. Mergem cu înainte. Mergem tot înainte acum. Și vom face prima la dreapta. Bun, vom da un 3 plus control să meargă singur tot înainte, pentru că drumul este drept. Cum am putut eu să omit acest lucru și să mă duc la depozitul de lemne? Și acum stau și mă gândesc că îmi vine să-mi dau un pumn în cap, dar nu o fac pentru că probabil mă va durea mâine capul și nu vă știu de ce. Da, este o oră târzie acum și vezi aproape la ora 10, da, e aproape 10. Vreau neapărat să ajung să vând acest camion, doamne, ce pot să vorbesc, e târziu, da, e târziu. Această remorcă, să o descărcăm, să o vindem, să facem ceva bănuți. Văd că semănătorile au rămas la 53, respectiv 86%, probabil au terminat ambele. În cel mai scurt timp se va termina acest episod, voi ajunge la descărcat și se va termina acest episod. Următorul episod, bineînțeles, va fi mâine. Dacă veți dori să vedeți în continuare, apăsați butonul de subscribe. Dacă v-a plăcut acest episod în care eu am făcut turul hărții, ca să zic așa, m-am învârtit pe hartă degeaba, dați un like. Dacă nu v-a păsat, nu v-a plăcut, apăsați butonul de dislike. Chiar nu mă deranjează, cel puțin știu că nu v-a plăcut și nu voi mai juca Farming Simulator, pentru că dacă nu vă place, nu are rost să joc. Eu joc Farming Simulator pentru voi. Ups, mamă, dar ce îngust e locul acesta. Haideți să intrăm înăuntru. În curând ne va pa, neapărat să descărcăm. Facem bănuți, cât facem, sunt curios, vom face foarte puțin, vreo 3000, exact 3200, cum am zis. Ieșim afară, foarte frumos. Bun, cam asta a fost tot, nu uitați un subscribe, un comentariu, invitați-vă prietenii să dea un subscribe, un like, un comentariu, orice mă ajută. Până data viitoare, eu am fost Cătălin, vă salut, ciao, ciao!